Final dramatic aici, v-a încurcat un pic planurile. M-am încurcat pentru că am fost superficial în tot ceea ce am făcut, de la bun început până la sfârșit. Am tratat meciul superficial, dar nu au vină jucătorii, cât vina am eu, pentru că le ofer încredere. Oamenii vin să vadă fotbal, vin să vadă spectacol, la antrenamente facem, vorbim, lucrăm, trasee, muncim și când vine meciul parcă avem așa, eu știu să zic, un sac în spate. Dar ăsta este fotbal, trebuie să-l dau eu. Eu sunt ăla care trebuie să le dau sacul jos din spate și să joace fotbal. Pentru că astăzi am fost o echipă care ne-a tratat, ne-am creat ocazii și ne-a tratat cu atâta seninătate de zici că veneau la fiecare minut, veneau ocazie, ocazie, ocazie. Asta e buba noastră și eu trebuie să fiu ăla care o reglez. Dar până una alta, să nu se înțeleagă greșit, ei au încercat, atât au putut, eu sunt acela pentru că eu le dau încredere. Eu, Saim mi-a dat gol în cupă, eu l-am ținut astăzi pentru că vreau să joace toată lumea. Vine meciul de la Cluj, vine meciul din cupă și toată lumea. Nu, eu trebuie să fiu foarte drastic. Eu sunt principalul vinovat pentru că încrederea pe care le acord eu este, vreau să fie răsplătită pe teren. Astăzi n-a fost răsplătită. Iar oamenii până acum au venit și au încurajat după fiecare partidă, și la greșeli, și la ce să le cer. Când merg toate, avem suportere aproape, avem stare, situație financiară, atmosferă bună, trebuie să facem noi, așa e român, trebuie să facem noi ceva. Am atâta supărare în mine, poate mâine o să mai mă liniștesc, dar atâta supărare de... În fine, asta e fotbal. Eu sunt acela care trebuie să reglez situația pentru că oamenii așteaptă și aș fi atât de dezamăgit că nu-i văd bucuroși și atâta supărare am încât la un moment dat zic de ce în fotbal. Ce ai de gând să faci? Nu știu, o să încerc să le arăt lucrurile și nu, sunt sigur că o să le arăt. Important este să și conștientizeze că până la urmă nu se bucură doar ei sau familiilor, se bucură întreg orașul și nu sunt supărați ei și cât sunt supărați în tot orașul. De ce? Pentru că în anumite situații le tratăm cu atâta seninătate. Atâta seninătate, eu n-am văzut atâta așa degajare că zici că vin ocaziile astea pe bandă rulantă. Și apoi se întâmplă să mai luăm și roșu și dai muncitori și echipele prin tupeu și uite ce meciuri grele ne facem noi. Eu ziceam că defilăm, mamă, ce echipă, ce defilăm. Nu, dacă nu defilăm noi niciodată decât dacă suntem corecți și atitudine, să fim exact cum trebuie noi la fotbal. Nu îmi place să mă exteriorizez, dar credeți-mă, atâta supărare am, pentru că toate lucrurile, incredibil, n-am întâlnit o echipă să fie atâta profesionist cum este la echipa asta. Adică stadion frumos, suporteri, galerie, teren de antrenament, stare financiară. Incredibil, trebuia să vină ceva. Și le-am și spus, vedeți să nu fiți voi aia cauza. În fine, mergem mai departe. Se complică un pic lucrurile? Nu se complică, e doar un joc. E doar un joc, dar noi trebuie să învățăm asta. Să învățăm, e doar un joc. Îmi iau și vorba din gura ta supărarea. Deci e doar un joc, învățăm din situațiile astea. Că până la urmă să suferim, cum au suferit anul trecut după puncte, au pierdut puncte nu știu cu cine, cu nu știu cu cine și au rămas după aceea de toată lumea supărată și vezi, Doamne, galeria. Ce galerie, galeria te-a încurajat și te-a strigat numele și te-a susținut. Păi noi suntem, noi suntem aia. Și nu jucătorii cât eu. Eu. Atât. Când îl vom vedea pe Hamza? Sper că cât mai curând. Mai durează cu permisul de muncă, dar câteva zile. Avem promisiuni că în câteva zile sper la meciul de la Cluj să fie cel puțin în loc.